7 membri au fost aleși astăzi în ședința extraordinară de Consiliul Local pentru a face parte din Comisia de Negociere pentru achiziția unor terenuri necesare extinderei cimitirului municipal Salăur. În urma votului secret, s-a decis ca din această comisie să facă parte 4 consilieri locali și 3 membri din executivul primăriei. În urma votului dumneavoastră, comisia are următoarea componență. Fazăcaș Nicolae, președinte, Potrovice Stelian, membru, Predescu Adina, membru, Chiș Claudiu, membru, Haller Otto, membru, Pop Eugen, membru, Bălăjel Teodor, membru. Potrivit estimărilor Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public, într-un an în municipiul Zalău este nevoie de aproximativ 200 de locuri de veci, în prezent în cimitiri fiind disponibile undeva între 80 și 100 de locuri, ceea ce înseamnă că cel mai probabil acestea ar putea fi ocupate în următoarele 5 sau 6 luni.